Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, condusă de primarul Marius Creciu, a demarat un proiect amplu de regenerare urbană în zona Bulevardului Revoluției cu Ice Brătianu. Proiectul, finanțat din fonduri locale și cu o valoare de aproximativ 2 milioane de lei, urmărește revitalizarea infrastructurii și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din zonă. Lucrările includ amenajarea de noi spații verzi prin plantarea unui număr semnificativ de copaci și reconfigurarea grădinilor existente, asigurând astfel un mediu mai plăcut și sănătos. Trotuarele și aleile sunt complet modernizate, garantând siguranța și accesibilitatea pentru toți locuitorii. De asemenea, se realizează reabilitarea și asfaltarea străzilor din jurul blocurilor, ceea ce va îmbunătăți circulația auto și pietonală și va preveni acumulările de apă în caz de ploi. În plus, proiectul prevede crearea aproximativ 80 de locuri noi de parcare care vor reduce aglomerația și vor facilita accesul rezidenților. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea urbanistică a orașului, subliniind că face parte dintr-o strategie mai amplă de regenerare urbană în Drobeta Turnu Severin. O mare zonă putem vorbi, o zonă în care nu s-a intrat de foarte mult timp. Avem aici și căile de acces, dar și parcarea toată, toate erau ciuruite. Am reușit să găsim banii necesari și să intervenim în această zonă destul de populată, foarte multe blocuri. Nu intrăm doar în parcare, avem lucrări și pentru căile de acces, pentru trotuare, pentru intrările în bloc, spațiile verzi. Deja am început să le punem la punct, așteptând totuși luna noiembrie să venim și cu partea de arbor, dar ceea ce înseamnă gazon și reabilitare din punct de vedere al spațiului verde se lucrează deja. Sunt lucrări complexe, lucrări destul de mari, dar odată intrat aici nu vom mai veni să mai reparăm ceva, zic eu, 15-20 de ani. Sunt lucrări complexe și în ceea ce privește preluarea apelor, și SECOM-ul este prezent aici pentru anumite lucrări de canalizare. În principiu vom putea ieși cu toate lucrările undeva, cum spunea și constructorul, cam într-o lună de zile. Lucrările sunt executate de o firmă de construcții cu experiență, reprezentată de Eugen Gogan, care a dat asigurări că proiectul va fi finalizat până la începutul toamnei. Acesta a subliniat că toate lucrările se desfășoară conform celor mai moderne standarde de construcții și urbanism, garantând o lucrare de calitate. Precum se observă, se execută lucrări de reabilitare a acestei zone. Reabilitare înseamnă reabilitarea spațiilor de parcare, reabilitarea spațiilor verzi care vor include plantări de noi arbuști, gazon și așa mai departe. Vor include de asemenea sisteme de captare ape pluviale, reabilitarea sistemelor de canalizare, încât și bineînțeles ulterior, după ce se vor termina aceste lucrări de infrastructură, așa cum se observă, se lucrează în mod susținut, se vor trece la operațiuni de asfaltare a aleilor pietonale, precum și a aleilor de acces auto. În principiu, și noi vom face tot posibilul ca și în fapt, la începutul acestei toamne, această zonă să fie reabilitată și pusă la dispoziția locatarilor acestui quartal de blocuri. Reacția locuitorilor este extrem de pozitivă, aceștia exprimându-și mulțumirea față de inițiativa primăriei, considerând că aceste intervenții erau necesare de mult timp. Mie îmi place foarte mult și o să fie și mai frumos. Deocamdată suntem în construcție și... Cum arăta înainte? Da, arăta. Poate a fost o dată mai frumos, dar oricum era destul de... degradat? Da, aveam nevoie de... Dacă ni se pun și gaze, este extraordinar. Ma să avem și gaze, să fie totul extra. Să avem asfalt, da, spațiu verde, da, așa cum vă doreți? Da, și mai ales pentru noi ăștia tinerei în ghilimele, va fi extraordinar. Acest proiect este un pas important în direcția modernizării și creșterii atractivității orașului, contribuind semnificativ la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.